Mulțumesc din suflet pentru felicitare, pentru tot ce faci în fiecare zi, pentru dragoste, iubirea, încrederea, sprijinul care îmi le acorzi. N-am înțeles. De ce nu zâmbiți? Este o seară frumoasă. Așa că trebuie să profitați de fiecare moment, mai ales că astăzi este ziua îndrăgostiților. Noi, cu un alt buchet minunat, uimitor, frumos, suntem în apartamentul 47 dintr-un complex de pe Botanica, să o felicităm pe doamna Anișoara. Sper să ne deschidă. Surpriza vine din partea soțului Ion. Domnul Ion acum ne vizionează. Bună seara! Ne primiți la dumneavoastră în vizită? Da, sigur! Doamna Ișoară, bună seara! Bună seara! Astăzi este o zi cu o importanță deosebită. Astăzi sărbătorim ziua îndrăgostiților. Astăzi este 14 februarie. Iar dumneavoastră, undeva, mai departe sau mai aproape, aveți o persoană care tare vă mai iubește, care ținea dumneavoastră, care vă duce Domnul și iată că în astăzi e importantă, acel Domn, pe nume Ion, soțul dumneavoastră prea iubit, s-a gândit să vă ridice dispoziția printr-o surpriză. Acest buchet deosebit este pentru dumneavoastră, format din 21 de trandafiri roșii, florile dragostei. Să știți că în petalele acestor flori se întâlnesc îmbrățișări, săruturi, este eu cu așa cum să vorbesc mai bine, fără. Aici se întâlnesc îmbrățișări, săruturi și o doză enormă de dor. De acolo, din depărtare, vă transmite un mare la mulți ani, un mare felicitări, vă mulțumește că existați. Vă mulțumește că sunteți alături zi de zi, fizic sau la telefon, nu contează, însă acolo existați într-un colț al inimii Domnului Ion. Iar în acest buchet întâlnim și un mesaj de felicitare, ce spune așa doamna Ana. Draga mea soție, în această zi magică a dragostei, vreau să-ți mulțumesc pentru că ești lumina vieții. Ești rădăcina fericirii mele. Cu fiecare zâmbet al tău, inima mea bate mai tare și sufletul meu se umple de căldură. Alături de tine, fiecare zi devine o poveste de dragoste pe care o trăim împreună, iar fiecare moment al nostru este mai valoros decât o comoară. Îți promit că voi fi mereu aici pentru tine, să te susțin, să te iubesc și să te apreciez în fiecare clipă. La mulți ani de ziua îndrăgostiților, iubirea mea! Sărbătorim dragostea noastră și legătura specială într-un mod cu totul unic și minunat, ca și tine. Mesajul de felicitare se cufundă înapoi, în petalele acestor trandafiri unici. Iar aici mai avem un mesaj. La mulți ani, iubita mea, sărbătorim nu doar dragostea noastră, ci și promisiunea unei vieți împreună. Fiecare zi petrecută alături de tine este o binecuvântare, iar fiecare clipă alături de tine este un dar neprețuit. Te iubesc dincolo de cuvinte și promit să fiu alături de tine în fiecare etapă a vieții noastre. Pe această notă pozitivă, vă dorim ca în viața dumneavoastră să aveți parte doar de realizări frumoase, doar de succese, de energii pozitive și să aveți putere mereu să faceți fapte pline de armonie, fapte care vă satisfac. Astăzi nu am venit doar cu un buchet de flori, astăzi am venit și cu o asemenea cutie plină cu ciocolată, pe care cred eu că în cele ce urmează o să degustați. Da, sigur, mersi. Și cum aș
această seară să treacă fără șampania dumneavoastră preferată, care se numește Lacrima Dulce. Chiar dacă veți vărsa lacrimi, observăm acest lucru deja, să fie lacrimi dulci. Iar lacrimile dulci, noi le interpretăm ca fiind de fericire. Șampania o lăsăm aici, alături de ciocolată. Cineva nu poate fără aer, cineva nu poate fără hrană, cineva nu poate fără lumina soarelui. Domnul Ion nu poate fără lumina sângătură dumneavoastră. Și nu poate fără acel te iubesc, nu poate fără apelul din partea dumneavoastră, fără bună dimineață, fără noapte bună. Așa că sunteți norocoși că v-ați găsit unul pe altul. Noi vă dorim să aveți o viață frumoasă, îndesulată, cu gust ca de ciocolată. Mă, degeaba v-am adus astăzi ciocolată. În tot acest timp, Domnul Ion ne-a privit, așa că vă rog să transmiteți câteva cuvinte în schimb. Îi mulțumesc din suflet pentru surpriză, v-am așteptat. Îl iubesc foarte mult și-l aștept cu dragă. Noi știm că ați vorbit la telefon. Știm că nu v-a spus nimic, dar ăsta era și farmecul. Și dacă tot a spus că l-așteptați acasă cât mai curând, când va veni, împreună o să prindeți acest lampion, o să vă puneți câte o dorință și o să îl lansați către Dumnezeu, să vă audă Dumnezeu dorință. În cele ce urmează, vă rog să zâmbiți la arc, frumos, cum doar dumneavoastră puteți, și o să facem fotografii. Asta a fost surpriza pentru doamna Anișoara, de aici, de la Botanica. Surprizele noastre de 14 februarie au luat sfârșit, însă ne lăsați un comentariu, ne lăsați un mesaj, unde doriți să ajungem cu surprizele în această Moldova. O seară frumoasă! Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.